Doi piloți Air France au fost suspendați după ce s-au luat la bătaie în cabina de pilotaj în timpul unui zbor de la Geneva la Paris. Incidentul a avut loc în iunie, iar avionul a ajuns în siguranță la destinație, potrivit unui oficial al companiei aeriene. Conform Digi24.ro, publicația elvețiană La Tribune a relatat că pilotul și copilotul au avut o dispută. La scurt timp după decolare, apoi au început să se îmbrâncească și să se lovească. Echipajul de zbor a intervenit pentru a-i despărți, iar un însoțitor de zbor a stat cu ei în cabină pentru a-i supraveghea, potrivit publicației. Informațiile despre bătaia din cabina de pilotaj au apărut după ce Agenția de Investigație Aeriană a Franței a emis un raport în care spunea că unor piloți Air France le lipsește rigoarea în respectarea procedurilor în timpul incidentelor de siguranță. Raportul s-a concentrat pe o scurgere de combustibil în timpul unui zbor Air France de la Republica Congo la Paris, când piloții au redirecționat avionul, dar nu au scăzut puterea motorului și nici nu au aterizat cât mai curând posibil, așa cum se impune procedura în caz de scurgeri de combustibili. Avionul a aterizat în siguranță, dar raportul a avertizat că motorul ar fi putut lua foc. În raport au mai fost menționate 3 cazuri similare petrecute între 2017 și 2022. După apariția raportului, Air France a precizat că efectuează un audit de siguranță. Compania s-a angajat să urmeze recomandările, care includ posibilitatea ca piloții să-și studieze zborurile și manuale de instrucție mai stricte cu privire la respectarea procedurilor. Compania aeriană a menționat că are zilnic mii de zboruri, dar raportul a menționat doar 4 astfel de incidente de siguranță. Sindicatul piloților Air France a insistat că securitatea este primordială pentru toți piloții și a apărat acțiunile piloților în situații de urgență. A fost investigat de asemenea un incident din aprilie care a implicat un zbor Air France care a decolat de pe aeroportul din New York, care a avut probleme de control al zborului la apropierea de aterizare la Paris, relatează Digi24.